Unde stau fericate cele mai grozave mâncăruri românești? Umblă vorba că ar fi în alt soi de cărți, de bucate. Cum arăta oare cu adevărat masa unde își făceau jocurile craii de curtea veche? De Mateiu Caragiale. Dincolo de ficțiune, căutăm mesele românești de poveste și le recreăm pentru prima oară aievea. Mateiu Caragiale e cu siguranță un degustător de excepție. Cămara noastră prezintă bucate ca la carte. Aici, la porțile Orientului, totul e un pic mai lejer. Există cărți care ne fac să ne întrebăm ceva despre autor. Oare cum a trăit autor? Oare cine era? Oare cum petrecea? Oare cum erau nopțile sale? Oare cum erau iubirile sale? Mateiu, băiatul din Flori al mult mai celebrului Ion Luca Caragiale, nu seamănă deloc cu tatăl său. Iar ce scrie nu seamănă cu nimic din ce s-a scris vreodată pe la noi. Din Bucureștiul său afumat, Mateiu compune o delicatesă. Vicioși până în măduva oaselor, cei trei crai de curtea veche cu povestitorul patru vor să se înfrupte din miezul dulce al nopții. Îl caută până dimineața în coș de mahala și în glazura delicată a Bucureștilor de soi. Uneori, din trioul de ticăloși, mai tresare un erou. Mateiu Caragiale devenise într-un fel acest personaj mitologic, legendar, care era autorul craiilor și, într-o anumită măsură, unul dintre ei. Dacă romanul este plin de extreme, era normal ca și culinar să fie plin de extreme. Așadar, de la patiserie franțuzească până la ciorbă de burtă și pastrav. Nu e ca și cum Mateiu Caragiale ar prefera doar zona plină de demnitate și de aristocrație. Există egală atracție pentru zona aceasta a tavernelor și a bordelurilor. Caragiale junior e afelit de întâmplări și oameni din boema deșanțată a Bucureștilor și amestecă bine. Îi servește apoi fiecărui personaj culoare. Păstrează însă pica pentru bătrânul Caragiale și ne lasă singuri să pariem care dintre cei trei e de fapt tatăl său. Noi căutăm un pic mai departe și mergem să vedem unde stau ascunse celelalte atuuri. Preparate fără trucuri, dar cu aceeași miză. Gustul știut, pus la păstrare neschimbat, numai bun de scos la joc când plânge masa. E timpul să-i facem loc și să-l aducem în prezent, odată cu niște bucate ca la carte, servite de ficțiune pe masa adevărată a craiilor de curtea veche. Și cât e potul? Un mizilic.